Dacă vrei ca Domnul să-ți creadă din inimă rugăciunea, străduiește-te din tot sufletul ca tot ceea ce vorbești și faci față de oameni să fie făcut cu sinceritate, nu fi niciodată nesincer cu ei. Când vei fi față de oameni încrezător și cu inima deschisă, Domnul te va face să fii sincer și cu inima deschisă și în rugăciune către Dumnezeu. Celui ce nu arată oamenilor o inimă deschisă, nici Domnul nu-i acceptă deschis rugăciunea, făcându-l pe acela să simtă că, întrucât este nesincer față de oameni, nu poate fi cu desăvârșire sincer nici față de Dumnezeu, fără să nu-l mustre conștiința. Omule vătămat de patim, ce-ți mai trebuie? Zici că să ai zile, să trăiești. Pentru ce te zbați? Pentru ca să trăiești. Dar oare viața pe care o trăiești este ea cea adevărată? Inteligența și experiența te-ar putea îndemna să spui că nu. Spune-mi din ce se alcătuiește viața. Eu știu, îmi spune experiența și rațiunea, că din credință, nădejde și dragoste. Viața sufletului este Dumnezeu, credința vie în El, dragostea față de El, dragostea față de aproapele, acestea dau inimii și liniște și larghețe, fără ele sunt un osândit al păcatului, un rob nevolnic al patimilor. Viața mi se scurge în tristețe și strâmtorare. Îmi găsesc pace în Hristos și cu Hristos. Cum să nu cred că după moarte mă așteaptă pacea veșnică în Hristos, liniștea de după lupta cu vrăjmașii de pe pământ? Și aici îmi este greu fără Hristos, mă chinui. Cum să nu cred că și dincolo îmi va fi mai greu și mai chinuitor fără El, dacă mă va îndepărta pentru totdeauna de la fața sa? Starea sufletelor noastre aici preînchipuie viitorul. Acesta va fi o prelungire a stării noastre lăuntrice de acum, dar într-o formă schimbată, pe o altă treaptă. Pentru cei drept, schimbarea va însemna plenitudinea slavei veșnice, pentru păcătoși, plenitudinea chinurilor veșnice. Să nu uiți niciodată că umbli în fața dulcelui Iisus. Spune-ți mai des, vreau să trăiesc în așa fel încât de viața mea să se bucure cel ce este iubirea mea, cel ce s-a răstignit pentru mine pe cruce. Iată de ce, umblând pe calea vieții, îmi voi lua înainte de toate drept tovarășe de drum, iubirea cea sfântă, cea care mă face să-i cuprind în inimă pe toți oamenii, cea care dorește mântuirea tuturor, cea care se bucură cu cei ce se bucură și plânge cu cei ce plâng. Aceasta mai cu seamă va mângâia pe mângâietorul meu, Hristos.